Ajutoarele pentru familiile cele mai sărace variază între 240 de lei cu venituri de până la 155 de lei de persoană și 48 de lei pentru familiile cu venituri de până la 615 lei de persoană. Purtătorul de cuvânt al primăriei Târgu Jiu a precizat care sunt punctele de primire a cererilor pentru încălzirea cu gaze naturale, lemne și energie electrică. Târgujenii cu posibilități materiale precare pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuințelor în sezonul rece 2014-2015. Punctele de primire a cererilor pentru încălzirea cu gaze sunt la cluburile vârstei a treia, iar pentru încălzirea locuințelor cu combustibil solid și energie electrică, cererile se depun la sediul Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu. Ca limită de venituri nu sunt modificări până la 615 lei pe membru de familie. Așadar, așteptăm toți târgujienii care se încadrează în condițiile legii să vină să depună cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire. Ca în fiecare an, oamenii vin să-și depună dosarul cu actele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuințelor. Această sumă de bani este binevenită pentru persoanele cu venituri foarte mici. Pentru depunerea subvenției de gaze, datorită faptului că nu avem servicii, fără acest ajutor v-ați fi putut descurca? Nu. Nu. Nu, pentru că nu avem o sursă de venit sigură. Orice ajutor pentru un bătrân care n-are niște venituri, eu zic că e un ajutor binevenit, sigur că da. Da. E bine că el ajută, pentru că sunt oameni care nu au posibilități și un ajutor dintre ăsta pentru ei e foarte binevenit. În cazul ajutoarelor pentru energia electrică se va desfășura obligatoriu o anchetă socială la domiciliu în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la sediul Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu. Anul trecut au primit ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale peste 5.000 de familii, iar pentru încălzirea cu lemne aproximativ 600.